Am văzut în videoclipul trecut cum calculatoarele folosesc diferite convenții pentru a salva diferite tipuri numerice. Cum pot totuși să salveze caractere? Caracterele nu sunt numere. Sau sunt? Hai să descoperim în cele ce urmează. Așadar, atât timp cât pot să salveze numere, până la urmă poate da o valoare numerică fiecărui caracter. De fapt, exact așa procedează. Pentru fiecare caracter, se alege o valoare numerică astfel încât în memorie să fie salvată acea valoare numerică și nu caracterul propriu-zis. Există mai multe standarde care permit salvarea caracterelor în memorie. Primul dintre ele, care a fost utilizat pe scară largă, este standardul ASCII, standard ce utilizează 7 biți pentru a stoca 128 de caractere diferite. Acesta salvează litere mici, litere mari, semne de punctuație și câteva caractere speciale. Hai să vedem în continuare care sunt caracterele aferente codului ASCII. Vedeți așadar că sunt 128 de caractere diferite, reprezentate atât decimal, cât și hexadecimal, cât și binar, octal, respectiv valoarea efectivă a caracterului. Observând, de exemplu, că litera A mare are codul ASCII 65, litera A mic are codul ASCII 97, respectiv că cifrele de la 0 la 9 au coduri ASCII diferite de 0 și 9. De exemplu, codul ASCII al cifrei 0 este 48, nu 0. De asemenea, întâlnim în codul ASCII și caractere neprintabile, cum sunt Enter, spațiu, sfârșit de șir de caractere, etc. Acest standard ASCII are și un dezavantaj. Din păcate, el a fost creat special pentru alfabetul englezesc. Cele 127 de valori diferite nu sunt suficiente, din păcate, pentru a salva caractere speciale specifice unor anumite alfabete, cum sunt cel chirilic, cel japonez, de exemplu, sau chiar diacriticele din limba română. Așadar, chiar dacă ASCII a fost utilizat pe scară largă la început și oamenii l-au îmbrățișat, în momentul în care au început să introducă în acest standard caractere specifice fiecărei țări în parte, din păcate, standardul s-a dovedit a fi insuficient. Din acest motiv, lumea în prezent folosește alte standarde pentru a salva caractere. Un exemplu este Unicode. Acest standard are mai multe versiuni, dintre care cea mai comună este cea pe 16 biți. Adică acest standard utilizează 16 biți distincți pentru a salva caractere. Ceea ce înseamnă că putem salva mai mult de 1 milion de caractere distincte în aceste caractere, incluzând toate alfabetele de pe glob, semne speciale, semne de punctuație și chiar emoticoane. Hai să vedem dacă ați înțeles. Ce credeți că reprezintă această valoare? 0100 0010. Răspunsul corect depinde cum această valoare este interpretată de calculator. Dacă este interpretată ca o valoare de adevăr, atunci avem adevărat pentru că este diferită de 0. Dacă este interpretată ca un întreg fără semn, atunci este 66. Dacă este interpretată, de exemplu, ca un întreg cu semn, atunci valoarea este tot 66. Dacă ar fi interpretată ca un număr fracționar, atunci ar fi 9,248569. Dacă ar fi interpretată ca un cod ASCII, atunci ar fi B. Pentru a ști cum să interpreteze valoarea respectivă, computerele salvează într-o altă zonă de memorie tipul de dată. Asupra acestui lucru vom reveni mai târziu. Și asta nu e tot. La fel, bazându-se doar pe numere, calculatoarele pot să salveze imagini sau videoclipuri. O imagine, de exemplu, nu e altceva decât un șir de pixeli, fiecare pixel având 3 valori numerice, procentul de roșu, de verde și de albastru specific acelui pixel. Un video mai apoi nu e nimic altceva decât o înșiruire de imagini. Hai că lucrurile nu mai sunt chiar atât de grele acum. Lasă un comentariu mai jos dacă ai o întrebări, dă un like acestui video dacă ți-a plăcut și nu uita să te abonezi dacă n-ai făcut-o deja. Ne revedem în tutorialul următor.